M-am gândit că poate discuția aceea era totuși despre Irina, cea cu mi-e frică să nu mă ard sau ceva de genul și dacă mă ard, n-am pierdut nimic sau mai țineți minte ce am vorbit mai devreme. Mă gândesc că poate totuși era vorba despre Irina pentru că ea a primit niște scrisori și cu siguranță i s-a scris în acele scrisori că Irina nu este tocmai o prietenă bună. Și au ajuns la o discuție despre câte femei a avut Antoniu și el spunea că a avut 30-40 de femei și ea spunea că îi se pare foarte ciudat și că probabil este a mai de modă veche. Și el spunea, păi și ce ai fi vrut să fac la vârsta mea? Nu e mult, că e normal. Și ea spunea, nu știu, să fii mai selectiv. Și aș spunea că nu e mult la vârsta mea și parcă râdeau, adică sper din suflet să fi fost o discuție pur și simplu despre Irina sau despre oricine altcineva din casă și să nu-i privească pe ei neapărat.